Salut, în urmă cu două săptămâni am mutat căpșunii din locul în care erau într-un alt amplasament. Aveți videoclipul integral în, pe canalul. Astăzi am revenit în grădină pentru a face o altă lucrare esențială. Ploile care au sosit în ultima săptămână au făcut ca buruienile să se dezvolte exploziv. Dar odată cu buruienile s-au prins și căpșunii pe care i-am plantat. Din 150 de plante am avut eșec 5 plante. Așa că procentul este foarte bun și sunt mulțumit. Dar acest buruian trebuie îndepărtat. Așa că am luat o săpăligă și am trecut la prelucrarea solului din jurul căpșunilor. Este o lucrare destul de migăloasă, dar eficientă. În felul acesta scoți buruienile din rădăcină și le îndepărtezi, pentru ca plantele de căpșun să nu aibă concurent în hrană. Nu avem ce face, o altă metodă ar fi erbicidarea chimică, dar eu nu o folosesc, sau mulcirea cu folie. Dar și la mulcirea cu folie eu nu, deocamdată, nu o folosesc, pentru că vreau ca pe tot sezonul de toamnă-iarnă pământul să fie bine hidratat în mod direct și plantele să primească întreaga cantitate de apă și de energie solară. Poate din primăvară voi, administra, voi pune și folie de mulcire. Așa cum se vede, după ce am săpălăgit uh, terenul, trecem la strângerea burenilor care au fost scoase din pământ. Este o altă lucrare migăloasă, dar foarte eficientă în combaterea uh, proliferării burenilor. Burenile strânse le duc, ca de obicei, în grămada de compost. După ce am terminat operațiunea de plivire de buruieni, rândurile cu căpșuni arată foarte bine, sunt pregătite pentru perioada de toamnă-iarnă. Cu siguranță aceste căpșuni în primăvară vor produce și fructe. Atât pentru astăzi, multă sănătate și aveți grijă de voi!